Bună ziua! Astăzi vă voi spune cum să căutați eficient informații online, pentru că, într-o realitate plină de date și conținut, capacitatea de a găsi rapid și precis informațiile potrivite este o abilitate importantă. În primul rând, alegeți motorul de căutare potrivit. Cele mai populare, după cum am mai spus, sunt Google și Bing. În al doilea rând, redactați corect solicitările de căutare. Folosiți cuvinte cheie care descriu cu exactitate subiectul dumneavoastră. De exemplu, în loc de care este vremea, este mai bine să scrieți vremea din Moldova astăzi. Pentru fraze specifice, folosiți ghilimele, de exemplu, căutarea eficientă pe internet. Formulați solicitări sub formă de întrebări, cum ar fi: cum îmi pot îmbunătăți eficiența căutării pe internet? Folosiți sinonime pentru a vă extinde căutarea, cum ar fi învățare online și educație la distanță. În al treilea rând, filtrați rezultatele. Evaluați credibilitatea surselor, alegeți site-urile oficiale, verificați autorii și data publicării citatele la surse. Pentru cei care vor să facă o căutare mai avansată, care fac căutări frecvente și au dexteritate necesară, utilizați instrumentele de căutare pentru a filtra în funcție de dată, regiune și limbă. Pentru subiecte specializate, utilizați resurse precum Google Scholar pentru articole academice, Google News pentru știri, PubMed pentru literatura medicală și ArcSIF pentru articole științifice. În cele din urmă, pentru a evita dezinformarea, comparați datele din mai multe surse și fiți atenți la titlurile senzaționaliste. Urmând aceste sfaturi, veți putea găsi rapid informații online de calitate și de încredere. Vă mulțumim pentru atenție!